Bine v-am regăsit! Astra Reghin a organizat în anul 1933 la Ibănești Pădure o tabără pentru tineret extrașcolar, la care au participat peste 500 de elevi din cursul superior, recrutați din satele despărțământului Reghin. Cheltuielile de întreținere au fost suportate de către dr. Eugen Nicoară. Programul a fost întocmit pe linie educativă, cuprinzând în același timp și momente de destindere. În cadrul programului s-a cules material didactic pentru școală din localitate, folclor, s-au organizat excursii, expoziții, jocuri gimnastice și concursuri literare. Copiii s-au înfrățit și au legat prietenii care au durat ani de zile. Cam atât pentru astăzi. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnaldereghin.ro. Sunt Diana Elișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!